Păi un păstrător de semințe înseamnă să ai grijă mai ceva ca de ochii din cap. Pentru că, vedeți dumneavoastră, caz de vremuri grele, ai acolo nădejde că de bine de rău noi la țară tot ne mai punem ceva. Și e păcat să nu ne păstrăm patrimoniul nostru național. Bunica mea, toamna, strângea toate semințele, le punea în batistuțe din acestea de pânză și cu hârtiuță, nu punea nimic fără bilet. Mă duceam cu ea la piață și ne duceam cu gălețele de apă și eu o ajutam să care. Așa m-a luat de mică și așa m-a dus și în grădină de mică și așa am prins drag de grădinărit eu. Cât era de bătrână că a mers pe picioare până să moară, ea tot și-a pus în curtea ei. Domnule, acolo să aibă ea o roșie, un ardei, un castravete, să le ia din curtea ei. Și când a murit, acolo în panierul ăla am găsit în batistuțe legate toate felurile de rău. Pătrunjel, mărar, ardei iute, castraveți, de păstârnac. Era o roșie mare și frumoasă, roză, și am spus, ce nume să-i dăm nenică? Bunica mea nu i-a pus etichetă. Iar eu, când am pus-o cu fratele meu și am văzut-o, cum să o numim? Cum să o numim? Măi nenică, zic, cum să o numim? O numim frumoasa de Dâmbroca, că e roșie, roză, mare și frumoasă, uite așa, foarte cărnoasă și suculentă. Păi un păstrător de semințe înseamnă să ai grijă mai ceva ca de ochii din cap. Pentru că, vedeți dumneavoastră, în caz de vremuri grele, ai acolo nădejde că de bine de rău noi la țară tot ne mai punem ceva. Și e păcat să nu ne păstrăm patrimoniul nostru național. De exemplu, noi aducem cartofi de la mama naibii. Ai noștri din Covan ne aduc în export. Cine să ne mai înțeleagă? Cine să ne mai înțeleagă? Ăia de acolo sunt mai buni că sunt mai mari, dar să știți că n-au gustul că la noștri din Covan. Nu au gust, domnule. Pentru că ceea ce cumpără din export, ele sunt foarte frumos etichetate, dau un randament foarte mare de producție. Adică vreau să vă spun, am fost la cei cu viața sub folie la județul Prahova, au din astea hibris. N-am văzut producție de când mămica m-a făcut. Deci curgeau de sus și până jos, așa. De aia, pentru că omul ca să facă bani, face pentru producție. Dar semințele noastre țărănești, astea sunt pentru noi. Să mâncăm sănătos, să mâncăm cu gust, să ne creștem copiii sănătoși. Eu nu le tratez. Multă lume le dă cu bionat de carbon, cu... Nu, eu cum le-am luat, le usuc foarte bine, le pun în pliculețe de hârtie. Mi-a plăcut tot timpul să le sortez. Mi-a plăcut foarte mult să am grijă de ele. Eu am o casă de semințe care o păstrez cu ficienie, pentru că am făcut schimburi din toată țara. Am fost în Franța, am fost în Polonia, am fost la Turci, am fost în foarte multe țări. Am fost la festivalul de la Peliti din Grecia, unde acolo se adună toată Europa și Asia. Și am adus de acolo semințele lor tradiționale, ca și ale noastre, iar eu am dăruit semințe tradiționale de ale noastre. Am făcut schimburi de semințe. În Ucraina am făcut pachete speciale pentru țăranii de acolo și am făcut un pachet foarte mare de semințe de legume de tot felul pentru cei din Ucraina, țăranii care încă mai puteau și nu aveau terenuri leminate să poată să pună și eu sămânță, pentru că banca lor a fost aruncată în aer. Avem cei mai mulți țărani din Uniunea Europeană. Nici o țară din Uniunea Europeană nu are 34% din populație este țăran. Toată lumea are o grădină, toată lumea se duce la piață. Mai prost este cu piața că nu putem să intrăm în piață. Pe noi ne lasă doar la intrare în piață, vindem angro, pentru că angrosiștii câștigă de două ori cât munca noastră. Dacă pe noi ne-ar ajuta un pic guvernul, să avem și noi niște subvenții, adică ăștia mici care avem sub hectar sau un hectar sau două hectare, cum am eu, să primești și eu o subvenție de la stat. Tot câmpul nostru a fost irigat, tot s-a stricat. Numai e un pic de țeavă în pământ, tot au scos. Nu a fost interes să se strice totul. Dacă noi aveam câmpurile irigate, nu mai sufeream acum de secetă, de nu știu ce. Interesul a fost să se vândă totul, ca să putem să nu avem nimic. Dar țăranii noștri au fost mai deștepți. Au păstrat la
teșcherea acolo și la pititoare, cum zicem noi, multe semințe. Și noi, grupul ăsta Ecorurale și grupul ăsta Semințe cu Suflet, vreau să vă spun că nu e cos de țară să nu trimitem semințe românești. În asociație unde sunt eu, suntem 34 de păstrători de semințe, care le păstrăm cu sfințenie, dar eu cu familia mea împachetăm, cred că peste 10.000 de pliculețe pe iarnă și în luna martie, la început de martie, noi facem o distribuție gratuită, doar intră în site-ul Ecoruralis, unde avem catalogul acolo și comandă fiecare 5 produse. Mergem în toată țara, dăruim, de exemplu, sâmbătă plecăm la Iași, avem un târg la Semințe cu Suflet, unde eu am participat din partea Ecoruralisului la toate evenimentele Semințe cu Suflet, pentru a dărui semințe. Am împrăștiat în toată țara aceste semințe românești.